Organizațiile de femei, tineret și seniori, alături de reprezentanții Partidului Social Democrat Slatina, au decis că este momentul să fie un exemplu pentru toți locuitorii orașului. Așa că, exact la jumătatea acestei luni, cu toții își vor da întâlnire în pădurea Strehareț, acolo unde vor ecologiza întreaga zonă. Din păcate, pădurea Strehareț și parcul Strehareț a rămas un pic în urmă față de evoluția orașului nostru, așa că în prag de sărbători, în prag de Paști, noi încercăm să adunăm toate gunoaiele din pădurea Strehareț și iar pe perioada Paștelui, de 1 mai, oamenii să poată să vină acolo la un picnic. Președintele PSD Slatina, Emil Moț, lansează invitația către toți cei care doresc să contribuie la înfrumusețarea acestei zone să le fie alături pe 15 aprilie. Toți cei care iubesc natura, toți cei care iubesc frumosul și curatul sunt invitați să participe alături de noi pe 15 aprilie la ecologizarea pădurii Strehareț. De asemenea, Emil Moț, candidatul PSD la primăria Slatina, are pe lista de priorități un proiect prin care intenționează să redea slătinenilor această zonă atât de îndrăgită de cei mici, dar și de cei mari.